Care sunt păcatele? Ce ne fac să nu ne putem împărtăși? Întâi trebuie să avem o atenție foarte scurtă asupra a unei idei. Tot ce este în afara legii lui Dumnezeu se numește păcat sau fără de lege, dar cele care sunt opritoare sau păcate de moarte, care ne opresc categoric de a lua din potir, sunt acestea. În primul rând, desfrânarea, și aici începem de la păcatul onaniei sau al masturbării, cum se spune, până la ultimele forme de desfrâu evoluate sau supra-mega avansate de om, toate porcările. După aceea, nu ne dă voie să ne împărtășim păcatul hulei, tot ce vorbește rău împotriva sfinților, a lui Dumnezeu, împotriva proniei divine, adică împotriva adevărului divin. Cineva a spus, dar de ce trebuie să superi Dumnezeu dacă noi greșim? Păi și în majestatea divină este la fel ca în justiția lumească. Ai călcat o lege, ți se aplică un articol din codul penal. Ai călcat o poruncă al Dumnezeu, vei fi întrebat de ea. Să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturisești trâmb, să nu râvnești cei cu vicleșug la altul, să cinstești ziua duminică, să-și cinstești părinții și așa mai departe. Dar aici mai intră, după hulă, păcatul beției. Și avem scris la Matei, bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Avem păcatul fumatului și unii au zis, unde scrie că dacă fumezi, n-ai voie să te împărtășești. Eu le-am explicat, nu am nimic împotriva țigărilor dumneavoastră, dar 3 zile când v-ați împărtășit și 3 zile după, Hristos nu suportă să stea în fum. El nu este carne la fumat, El este carne dumnezească și pâine dumnezească și trebuie să stea într-un corp curat și sănătos. Părintele Cleopa avea o glumiță. A zis un bătrân, părinte, dar chiar așa de păcat fumatul, dragul tate, dacă era nevoie omul să fumeze, îi punea un hogeag în cap, adică să aibă pe unde ieși fumul. Dar explicată teologic și științific, păcatul fumatului este distrugerea lentă a sănătății, nu o spun eu. Uitați-vă într-o sprițerie de asta, unde vând țigările sau tabacherii, nu, nici nu știu cum se cheamă, și spune acolo clar, tutunul dăunează grav sănătății. Păi tu ce faci, te ucizi cu mâna ta? Aici am cea mai mare controversă cu fumătorii când spun că da, părinte, uite, de asta nici nu vin la biserică, n-are trebuie prea, bă, preotul, ce fac eu cu banii mei? Arde în fiecare zi câte 10 lei, că dai pe pachetul de țigări. Da, 25. Așa, și dai lui diavolul degeaba. Dar de ce să nu iei de un leu o lumânare și să asculți gratis o liturghie? Deci, aici, după aceea, după păcatul fumatului, este păcatul jurământului strâmb. Ce înseamnă jurământul strâmb? Acum, fiindcă am trecut de epoca 89, când credem că suntem cinstiți și nu mai avem urmăritori în urma noastră, asta numai Dumnezeu știe, că nu știm nici noi. Acum metodele sunt mult mai tehnice. Cred că dacă vrea cineva știe și câte respirații ai pe minut, dar asta ar însemna să faci o psihoză și să începi să mergi cu sacul în cap. Și mi se pare o prostie. Dar când torni pe cineva, când îl duci să-l bagi în pușcărie, când îi faci rău ca să piardă serviciu, casa, să-și distrugă familia, să aibă nenorocire, aceea la fel te oprește din împărtășanie. Și cele 3 mari păcate, care sunt capitale între păcatele de moarte, zgârcenia sau lăcomia, mândria, pe care pe diavol l-a dat jos din rai, și lenea. Spune Apostolul Pavel, cel ce nu lucrează nici să nu mănânce. Deci când vine cineva și nu are chef de muncă și vrea de pomană, îi spui, frate, o pâine îți pot da, dar du-te și lucrează ceva. Ei, unul ca l-al poți opri din părtășanie, pentru că el este lipsit de etica morală a existenței. Ce i-a spus Dumnezeu lui Adam când l-a scos de rai? În sudoarea feții să-ți câștigi pâinea, pământul să-ți dea spin și pălămide, pentru că ai călcat porunca. Deci astea sunt păcate fundamentale. Iar aici n-am amintit grozăviile. De exemplu, aici mă voi opri asupra unei idei foarte interesante. Păcatul strigător la cer. Atunci, câteodată mai spun bietelii mamei, părinte, dar nu-s divin numai eu. Adevărat este, dar m-am uitat și zilele trecute la o domnișoară, foarte drăguță, nu știu dacă avea 18 sau 17 ani, cum își pune limăturile alea la ochi așa, se dau cu coada aia frumoasă și aranjată, ca o păpușică. Și zice, părinte, găsești eu un preot că am o chestie pe suflet. Zic, vin încă așa îmi spune la ureche. M-am certat cu prietenul și am făcut un avort. Zic, da, așa de tinerică,
Păi și ce avea să fac? Să rămân cu un copil dacă el o negat și a spus că lui nu-i trebuie? Păi bine, dar trăiești într-o epocă modernă. Nu ai găsit o metodă tehnică să n-ajungi până la crima asta? Părinte, asta e viața, sunt tânăr, n-am experiență, ne-am simțit și noi, te-ai simțit, dar uite, acum ai curmat un sufletel. Când m-ai mărita, o-i face altul. Dar nu cumva este aproape în totalitate responsabilitatea femeii? Pentru că până la urmă ea rămâne cu păcatul ăsta pe suflet. N-aș spune treaba asta. Nu mă duc, cum să spun, biserica este categorică împotriva avortului, pentru că n-ai cum să curn darul sacru al vieții. Și ca drept dovadă, ca să punem în balanță această strășnicie, această nenorocire, ne gândim câți bani dă o mamă când se fertilizează ca să rămână gravidă. Ce tratamente faci, câte mii de euro și cu... Câtă durere îndură, că dar sunt numai proceduri dureroase. Că trebuie să-i pui embrionul ăla, trebuie să pui să lucrezi în laborator și te duci și vii și te pregătești. Și... Vai, până este câte o bucurie, când rămâne câte o fată de asta gravidă, spui că se deschide cerul. Pentru că are un motiv anume pentru care nu a rămas după 10 ani, 15 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani. Ei, și când tu ai un trup așa frumos și sănătos și nu știi să-l protejezi, că nu vineam o biserică să te învețe metodele contraceptive, că asta spuneam eu altădată într-o emisiune, a zis cineva că de ce sunteți părinte împotriva, de exemplu, a educației sexuale. Nu sunt împotriva educației sexuale. Fă-o de la clasa 7-a, când copiii încep să prindă câte un gărgăunel sau băieții. Nu o fă la 1-4 sau la 5-8, că aia nu știu de așa ceva. Ești curat, să-ți imaculați. Dar aici, da, fă-o. Să știe și el că poate găsi cea mai elementară metodă să n-ajungă să ucidă în pântece. Asta e unul din marile păcate. Și bineînțeles, hula împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici în cer, nici pământ. Cine se abate de la învățătura revelată, naturală și supranaturală a Sfintei Scripturi și șalcătuiește lui și altă învățătură decât cea lăsată nouă de Hristos, avem trei mărturii. Dacă este creștin în biserică, să se excomunice, deci n-are voie să ieșiți acum cândva, e fusese o poveste, mai circulasă pe net cu povestea cu reîncarnarea. Scrie clar în epistola către evrei, odată omul se naște, odată moare și odată se judică. E capitolul 6, parcă nu mai știu, e ceva cu 29 sau 6 cu 27, este scris negru pe alb acolo. Odată trăiește, odată moare, odată se judecă. N-ai cum să te reîncarnezi. Ce ar fi fost să reîncarneze Iisus Hristos? Da. Sau ce ar fi fost să reîncarneze Fecioara mai prostii astea? Dar omul ține la chestia asta și iarăși spune, dacă este cleric să se catelisească, de aici e și controversa asta foarte mare, dacă o vedeți în toate social media, vedem tot timpul că ăștia stau toată ziua și acuză ecumenismul ăsta bisericesc, adică relația. Chiar acum, cred că e perioada asta când se mai fac rugăciunile astea cu catolici, cu greci, cu catolici, da, 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 cu armeni, cu reformați. Mamă, și sunt câțiva din ăștia inflamați, așa zici, că au hemoroizi, nu-i poți motori. Problema este simplă. Diplomația, bunul simț, educația, omenia, prietenia, respectul, comunicarea, sunt necesare. Ce dacă, cum să spun, pe mine nu mă va convinge niciodată cineva că trebuie să fiu islamic sau trebuie să fiu brahman sau trebuie să fiu budist sau trebuie să fiu hindus sau trebuie să fiu confucianist. Dar dacă acolo există o idee bună, ideea aia, eu nu o citesc sau mă uit la ea ca fiind o dogmă, răsărită dintr-o minte care are de la Dumnezeu ce? Cultul inteligenței. Nouă ni s-a dat prin puterea lui Dumnezeu, puterea cuvântătoare și inteligibilă. Eu nu arunc de la om. Că dacă mă duc și la mănăstirile UNESCO, găsesc filozofii și sebilele pictate pe biserică, începuturile primului adevăr până la Hristos. E adevărat că avem religie restaurată, cum ar fi creștinismul, prin Iisus Hristos, restaurarea omului, îndumnezeirea omului, desăvârșirea și ridicarea din păcat, îmbrăcarea în Dumnezeu. Și avem religii istorice nerestaurate, de exemplu, cum sunt budiștii, care au 5, 6, 7 mii de ani de religie. Uite, că el așa s-a pământenit, nu-l mai scos tu dintre lui. Dar noi facem misiunea ca el să vadă minunea, să, să vadă adevărul și în momentul când el vede adevărul și l-a luminat Dumnezeu, el vine singur, nu-i problemă. Deci asta tot așa oprește din părtășani dacă schimbi învățătura naturală, care ai primit-o prin revelația naturală, prin credință, prin educație, prin ceea ce numim noi
Mi-a spus cineva într-o zi, am întrebat, băiețelul dumneavoastră știe crezul? Noi nu îndoctrinăm copilul. Am întrebat, dar îngerașul, tatăl nostru, nu îndoctrinăm copilul. Bine, zic. Arătați-i ce tipuri de droguri va folosi și arătați-i șazilul la care v-ar place să stați. Că o să urmeze. Adică, când un copilaș învață de mic frica lui Dumnezeu, nu frica, că copilul nu trebuie să te teamă, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, acela va avea niște norme etice morale. Și eu sunt convinsă de acest lucru, că într-adevăr poate fi un mare ajutor în creșterea copilului. Deci nici nu se discută, este rolul fundamental al bunicuților și a mămicilor noastre, mamaile noastre, cum le spunem noi, a bătrânilor, care unde prin nepoței trebuie să învețe cea mai scurtă rugăciune. Și a spus, nu-i chinuiți cu mult. Tatăl nostru, Împărate Ceresc, cuvine-se cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, Îngerașul, Doamne, Doamne Ceresc, Tată, e suficient pentru el.